Oamenii folosesc plantele ca remedii naturale pentru probleme de sănătate de mii de ani. Chiar și în perioada istorică menționată în Biblie, oamenii foloseau plantele în scopuri medicinale. Conform remediuitate.ro, sunt aproximativ 55 de plante menționate în Biblie care au putere terapeutică. Multe dintre acestea sunt folosite și în zilele noastre pentru puterile lor vindecătoare și pentru prepararea mâncării. O plantă perenă întâlnită frecvent în grădinile din Europa de Sud, iar la noi numai în cultură. În prezent nu mai este folosit ca și condiment, însă este foarte des utilizat ca și plantă medicinală. Reglează funcțiile digestive, împiedică infiltrarea cu grăsimi în ficat și degenerarea celulelor hepatice. Este expectorant și acționează eficient pentru ruperea tusei de pe piept, combate oboseala cronică, depresia și anxietatea, susține articulațiile și circulația de la nivelul picioarelor, eficient în tratarea a varicelor și a ulcerelor varicoase. Muștarul este foarte popular la noi ca și condiment. Pasta de muștar este folosită în mâncăruri, dar mai ales cu mititei și cărnați. Puțin dintre noi cunosc faptul că semințele de muștar au puteri terapeutice, fiind folosite în scopuri medicinale. Semințele de muștar sunt folosite în diferite tratamente. Din ele se obține o pastă care poate fi aplicată pe zona afectată. Poate fi folosită pentru dureri musculare și articulare, dar și pe piept pentru ruperea tusei. Boabele de muștar țin accidentele departe de tine dacă le porți asupra ta. În credința populară românească sunt un adevărat înger păzitor al celui care poartă zilnic în buzunar, ori într-o legătură, câteva boabe de muștar la el. Șofranul este ușor de recunoscut datorită culorii sale specifice. Este cunoscut ca un condiment foarte scump și apreciat. Șofranul este deseori folosit ca și condiment, mai ales cu pilafurile de orez. Ca și plantă medicinală este cunoscut că tratează afecțiunile respiratorii și alungă gândurile rele, aduce zâmbetul pe buze și bună dispoziție. Cunoscut nouă românilor, mai ales ca și condiment pentru salate și mâncăruri, mărarul este deseori folosit la punerea murăturilor. Foarte puțin cunosc faptul că mărarul este folosit cu efecte binefăcătoare și în remediile naturiste. Poți folosi mărarul pentru a trata febra, răcerile, tusea, bronșitele și problemele legate de stomac. Vedeta internațională a românilor, usturoiul, este folosit aproape cu orice ocazie în bucătăriile noastre, sub formă de mujdei, la sosuri, la împănatul fripturii, în tocăniță, la fasole bătută și chiar în borcanul de murături. Ca și remediu natural pentru sănătate, usturoiul este folosit în afecțiunile inimii și cele ale aparatului circulator, întărește sistemul imunitar și previne răcelile, relatează remediuitate.ro.